Bună seara! Prieteni, suntem pe ultima sută de metri la Rockit Conference. În acest an, 2021, conferința are tagline de foială local și eu mă bucur mult că încet ajungem să încheiem acest eveniment foarte frumos. Vreau să felicit organizatorii, echipa Rockit Moldova și să dăm startul ultimului nostru panel în care vom discuta despre startup-urile din Moldova, care sunt tendințele, cât de bine ne reușește și care sunt poveștile din spatele lor. Îi am alături de mine pe 4 persoane pe care îi cunosc de mult timp și vă salut, prieteni. Olga Melniciuc, directoare la Investitii.md, Andrei, Stalbe, CEO la Crawless, Tudor de la Fagura, Tudor Darie de la Fagura și prin Zoom l-avem conectat pe Mihai Stipanov din Statele Unite. Mihai este fondator la Dreamups. Prieteni, salut și bine ați venit la noi și mulțumim că ați dat curs invitație noastră. Salutare tuturor! Pentru că facem parte din lumea startup-urilor, am o provocare pentru voi, deci noi nu suntem pregătiți și provocarea mea este: aveți un minut pentru a face un scurt pitch despre voi și despre startup-urile voastre, să ne cunoască lumea și să înțeleagă de ce trebuie să cumpere poate produsele voastre. Oferim domnișoarelor prioritate. Cu mare drag. Da? Da. Bună ziua, sunt Olga Melniciuc, eu conduc un startup care se numește Investitii.md. De fapt, este o platformă care conectează cei care caută finanțare, startup-uri, dar și companii în proces de dezvoltare și creștere, cu oportunități de dezvoltare și de finanțare. Anume, ce facem noi? Găsim orice tip de finanțare, de la granturi până la investiții private, de la business angels, până la credite și alte oportunități. Mulțumesc. Tudor? Având în vedere că suntem într-o comunitate de startuperi, cred că nu e cazul să discutăm foarte mult formal, deci eu am să vă spun că Fagura e cel mai ciotchi startup din Republica Moldova. Noi oferim posibilitatea persoanelor să facă anumite investiții alternative, să obțină un venit pasiv, iar celor care au nevoie de bani să-i acceseze într-un mod mult mai simplu și la dobânzi mult mai ok decât în sistemul financiar tradițional. Mihai. Salut la toată lumea. Salut. Eu sunt în New York la moment, sper că mă auziți bine. Sunt fondator Dreamups, iar Dreamups din 2015 accelerează startup-uri globale, ceea ce înseamnă că noi ajutăm cei mai ambițioși founder ca să dezvolte startup-uri sau să înceapă în Republica Moldova, dar să deservească un market global. Și vreau să spun că noi accelerăm nu doar startup-uri din Moldova. Acum noi rulăm un accelerator care avem participanți din peste 13 țări, inclusiv vreau să menționez Nigeria. Avem un startup din Nigeria pe care noi îl accelerăm. Ceea ce vreau să spun, că noi în Moldova putem să dezvoltăm produse bune, chiar la nivel de educațional sau edtech, și cred că o să vorbim puțin mai târziu despre asta. Mulțumesc, Mihai. Andrei? Da, noi la Crawless am dezvoltat un ecosistem care ajută companiile să-și automatizeze procesele repetitive din browser sau orice alte manipulări de date. Ecosistemul în sine combină trei factori foarte importanți. Unul ar fi freelancerii sau developerii care de fapt scriu acești bots, alții ar fi clienții care au nevoie de automatizare și în al treilea rând sunt clienții simpli care au un calculator care pot să-și arendeze resursele calculatorului, evident, pentru bani. Mulțumesc frumos! Eu o să fac invitația acum celor care ne privesc. Dacă aveți întrebări la invitații noștri, vă rugăm să ne le transmiteți și noi o să le preluăm ca să avem o discuție adevărată, să avem o discuție live. Și între timp vreau să, deși suntem în ultima zi a conferinței, la final, vreau totuși să începem cu începutul și să ne lămurim totuși odată ce înseamnă startup-uri.
Și care este diferența dintre un startup și un business? Pentru că vreau să spun, multă lume din țara noastră, spre regret, nu înțelege acest lucru și nu înțeleg chiar și la nivel un pic așa mai înalt, ca să zic, cei care elaborează și implementează politici. Pentru toată lumea, ca să încheiem acest eveniment așa frumos, cu o claritate. Ce înseamnă un startup? Eu aș vrea să încep, pentru că asta și durerea mea. Eu când văd și citesc programe de stat care spun că noi dezvoltăm startup-uri și când citesc mai departe ce înseamnă un startup, explică că dezvoltăm companiile care au de la 0 până la 2 ani. Come on, asta nu este definiția nici pe de oprapă de plină a unui startup. Și da, eu cred că la noi nu există o înțelegere clară despre un startup, pentru că se înțelege că cumva startup este cel care se startează sau se lansează, însă nu este o definiție finalizată sau completă. Startup, bun, eu o să spun așa cum noi percepem, și una din definițiile pe care eu cunosc, startup este acea afacere care își testează modelul de afaceri, modelul de business. Asta poate dura jumate de an, asta poate dura 10 ani, deci până ce se testează modelul și se trece la următoare fază, această companie se numește startup. Înregistrată, neînregistrată, mai puțin contează. Eu aș da o definiție, poate chiar un pic mai simplă. Spuneai de diferența dintre startup și business. Eu aș spune că fiecare startup este și un business, dar nu fiecare business este și un startup. Și în special atunci când ne referim la startup, trebuie să înțelegem că startup-ul de fapt vine cu o idee inovatoare de a rezolva o anumită problemă. Iată, există o anumită problemă, oamenii vor să mănânce. Și dacă, spre exemplu, soluția este o mică cantină undeva la colțul străzii, asta nu este neapărat startup. Dar dacă ei gândesc o soluție inovatoare în care tu, într-un mod online, poți comanda mâncare și ți-ai livrat acasă, gen, spre exemplu, iFood sau ce companii genul ăsta avem, atunci ele ar putea fi numite startup. Deci o soluție inovatoare de a rezolva o problemă pe care o au oamenii. Și probabil care poate fi și scala. Nu da, neapărat absolut, este. Absolut, sigur. Da, Andrei. Da, problema cu scalarea era ceea ce vreau să adaug. Eu, de fapt, pentru mine startup este o companie care, dacă să luăm după cuvânt, start-up, adică o companie care poate să înceapă sus. Un business tradițional care, de exemplu, cel mai mare blocaj pentru a scala business-ul, ai nevoie de o echipă sau ai nevoie de a deschide mai multe magazine fizice, o asemenea companie nu putem să o numim startup, fiindcă pentru a scala compania, să zicem, de la $1,000,000 anual la 10, ai nevoie de, foarte multe lucruri, sau să construiești un magazin, sau să construiești, o echipă foarte mare. Pe când un startup, de multe ori, increase-ul de revenue de la 1 milion la 10 milioane, este pur și simplu un marketing, de foarte multe ori. Deci trebuie să avem piață. Mihai, tu ce părere ai? Pentru că tu lucrezi cu startup-urile din câți ani? Din ce an? Și tot de când facem această educație despre startup-uri, tot ajungem să zicem că startup este o mică afacere care activează până la 24 de luni. Nu este o problemă, cum numim noi. Deci este un termen mai mult sau în academie. Pentru noi contează, de fapt, rezultatul sau ce se întâmplă după procesul ăsta de, cum spune Olga, de a găsi un model de business. Și într-adevăr este o diferență între un startup și o afacere tradițională și Andrei a menționat corect, este capacitatea de scalare acelui serviciu sau produs care îl oferă și inclusiv Tudor a menționat foarte bine că este nevoie de o inovație. Deci un startup de multe ori folosește o inovație pentru a avea un impact mai mare. Deci asta cred că e cea mai critică și importantă diferență. Care e procesul dintr-o companie, poți să le automatizezi sau să adaugi tehnologie, o inovație, ca ceea ce tu oferi. Și asta trebuie să fie, de fapt, și ambiția founder-ului. Eu am văzut mai devreme sondajul de la Magenta și am rămas puțin dezamăgit, de fapt, de ambițiile founder-ului din Republica Moldova. Pentru că eu cred că cu aceleași resurse care construiești un startup și vrei să deservești Republica Moldova sau clienții din Republica Moldova, la fel, având un puțin alt mindset, poți să deservești de fapt un market regional sau de ce nu global. Eu sunt de acord că trebuie să începem local și eu cu această ocazie vreau să salut inițiativa lui Artur și Rockit să construiască această conferință în jurul la Dei Foială local, pentru că eu cred că noi nu putem să dezvoltăm
idei sau startup-uri produse pentru un market din SUA, de exemplu, sau pentru Western Europe. Noi trebuie să ne rezolvăm problemele noastre locale cu înțelegerea că, de fapt, rezolvând problemele noastre care noi le avem în comunitate, există un market enorm și noi trebuie să exportăm aceste produse sau servicii. De exemplu, este în Asia, Africa sau America de Sud. Noi nu neapărat trebuie să ne concentrăm pe Statele Unite sau Western Europe. Ca să mai adaug încă o chestie, eu cred că un startup trebuie să aibă o misiune în spate sau trebuie să vrea să aibă un impact mai mare. Deci, niște founderi ambițioși, niște founderi de startup, de obicei nu se opresc, nu spun că noi gata, noi am făcut, noi câștigăm 1 milion sau noi deservim 100 de oameni și gata, aici ne oprim. Deci, el are un startup de obicei, are o misiune în spate care, practic, vrea să deservească sau să aducă acel produs sau acea inovație la cât mai multă lume. Cred că asta cea mai mare diferență dintre un startup și o afacere tradițională. Andrei, voi sunteți un startup sau un business? Greu de spus. Nu știu dacă există vreo oarecare linie care face clar diferența între un startup și un business. Cred că suntem deocamdată un startup încă, nu un business care pot să spun că e bine pus pe picioare, în care avem reprezentanți pentru toate departamentele și toată treaba merge uns. Nu suntem încă la acea etapă. Dar pe câte piețe voi vindeți produsele voastre? Global. La moment avem clienți din vreo 50 de țări plus. Global. Peste tot. Mai puțin Moldova, apropo. Nu știu din ce cauză. Moldovenii nu prea iubesc să automatizeze, probabil. Moldovenii nu vor să plătească de obicei la moldoveni, știi cum este. Mai este și un specific național. Tudor, eu știu că voi acum ați reușit o creștere extraordinară, lucru pentru care vă felicit. Ați făcut o rundă de investiții, da? De crowdfunding. De fapt o facem, încă nu am încheiat-o. Suntem în procesul acestei runde de investiții. Te rugăm să ne povestești un pic, pentru că mi se pare absolut excepțional ceea ce se întâmplă acum în compania voastră și asta dă speranțe, de fapt, și altor oameni din jurul industriei de fintech, ca să zic așa. De fapt, hai să pornim de la problemă. Ce probleme vrem să rezolvăm noi? Pentru că, în esență, startup-urile din Republica Moldova, una dintre principalele lor probleme este lipsa accesului la finanțare. Ca să dezvolți un business, ai nevoie, de fapt, de bani. Inițial, startup-urile investesc banii proprii, banii părinților, a rudilor, se termină banii respectivi, după care venture funds nu avem, angel investment nu avem, la bancă te duci, nimeni nu-ți dă niciun credit și ce se întâmplă? Nu că 90%, dar probabil 97-98% din business-urile și startup-urile din Moldova mor din lipsă de finanțare. Iată, ceea ce încercăm noi să facem acum, încercăm să rezolvăm această problemă privind accesul la finanțare. Pe de o parte, însăși prin fagura, prin ceea ce facem noi, permitem oamenilor să aibă acces la finanțare și pe de altă parte, noi ca startup tot avem nevoie de bani să ne dezvoltăm. Banii mei și a familiei și a prietenilor și a colegilor din echipă s-au terminat. Noi nu avem la nesfârșit de unde să investim în afacere respectivă. Noi am căutat o soluție să ne putem finanța activitatea noastră. Și am avut două modalități. Fiind ne ducem la un venture fund și negociem o rundă de investiții și vine un fond de investiții, ne dă suma de bani de care avem nevoie și periodic raportăm la acest fond. Deci asta era prima soluție. Și a doua soluție, că noi ne ducem și căutăm acești bani într-o rundă de crowdfunding în care oamenii care sunt alături de noi, investitorii de pe platformă, clienții noștri în primul rând, să vrea să devină coproprietari în companie, să ne susțină financiar și în felul ăsta, pe lângă bani pe care noi îi obținem, putem să adunăm și o energie uriașă, pentru că practic noi colectăm energia comunității, oamenii care deja sunt clienții noștri, în cercurile lor de prieteni, la o bere, la o masă de sărbătoare, de Paște, pot să povestească la toate rudele și prietenii, uite ce proiect super fain e Fagura și prin care poți să investești, să-ți multiplici banii și mai departe. Respectiv, noi ceea ce am făcut, am lansat la prima etapă un landing page în care am încercat să scanăm care este acest interes, deci la ziua de astăzi noi avem aproximativ 160 de
persoane care s-au înscris cu aproximativ cam în jur de 600.000 de euro intenția de a investi. Însă trebuie să înțelegem că nu toți vor investi. Runda de investiții propriu-zis va începe marți, runda privată, în care vom permite acestor persoane care s-au înscris să poată investi prioritar. Runda va fi gestionată printr-o platformă de equity investment din Londra, se numește seeders.com. Deci persoanele vor trebui să-și creeze un cont de utilizator acolo. E necesar să aibă o adresă în Uniunea Europeană, deci un act care confirmă adresa, o factură de servicii sau în buletinul românesc sau o astfel de confirmare, ceea ce iarăși taie o parte din această audiență interesată de a investi și în final vor investi, deci anume ăștia care pot. Deci săptămâna viitoare noi lansăm runda oficială, runda privată, după care va urma runda publică în care vom permite deja și altor investitori de pe Seeders din Germania, Franța, UK și alte țări să investească, deoarece noi ne dorim să dezvoltăm un proiect global. Acum, practic, pentru investitori suntem deschiși pentru cei din Uniunea Europeană. Ne dorim după această rundă să devenim un proiect global de investiții alternative. Se poate investi de oricine din orice colț al lumii. Respectiv, avem nevoie de această comunitate internațională care va susține dezvoltarea proiectului în viitor. Hai că eu să înțeleg. Eu sunt o persoană care... Nu vorbesc de care deja sunt clienții voștri, care urmează să fie... Am 300 de euro, da? Și vreau să investesc? Să investești prin Fagora în împrumuturile de platformă sau să investești în equity? În Fagora. În Fagora, în equity. Da. Ok. Sau ai o limită de investiții? Nu, investiții începe de la 10 euro. Deci de asta și ideea de crowdfunding, în care permite mulțimilor, oamenilor, un număr mare de persoane să facă această investiție. Deci cine vrea să facă o investiție, 10 euro sau 300 de euro, cum ai zis tu, intri pe crowdfunding.fagora.com, îți lași datele de contact, marți te notificăm când lansăm această rundă publică, până marți e bine să reușești să-ți faci un cont de investitor pe Seeders, îți verifici identitatea, îți alimentezi acest cont cu banii, cei 300 de euro pe care îi spuneai, respectiv marți ai posibilitatea să faci investiția, devii coproprietar în cadrul Fagora, respectiv ceea ce înseamnă că odată cu creșterea valorii companiei, acești investitori își vor multiplica valoarea banilor investiți, totodată sigur că este și un risc, orice startup poate să moară la un anumit etap. Noi am investit în primul rând banii noștri, destul de mulți, de asta vom avea grijă, nici banii noștri să nu ardă și nici banii investitorilor. Dar la etapa în care noi vom face un exit, investitorii își vor putea primi cu un anumit multiplicator de 2, 5, 10 sau 100x banii care au investit. Dacă cineva vrea mai rapid să-și scoată banii, are o anumită necesitate. Prin această platformă, prin Seeders, sau posibilitate în secondary market, în orice moment, peste 2-3 luni de la lansare, de la investiția în Fagora, se duce în piața secundară, spune că eu am așa procent în companie, compania a crescut 50%, spre exemplu, eu îmi vând această investiție. Respectiv, alți investitori de pe platformă îți pot cumpăra cota ta și tu îți poți cheșui mai rapid banii. Nu ai nevoie să aștepți când vreodată fondatorii Fagora vor să facă exit. Olga, ce părere ai despre aceasta? Pentru că noi cu tine ne cunoaștem de foarte mult timp și am lucrat la diferite programe și surse de finanțare. Tot discutam despre diversitatea surselor de finanțare. Dar vreau doar un detaliu să completez. Da. Cred că ar trebui să ne gândim cu Olga împreună. Poate oferim platforma noastră tehnică și faceți o astfel de platformă de equity investment în Moldova. La noi soluția tehnică e gata. Of, eu așa de mult timp și să vă povestesc. Tudor, vorbim despre equity în afara discuției, numai decât, pentru că deja am pornit unele discuții și cu finanțatori pentru a lansa equity crowdfunding în Moldova, paralel cu schimbarea legislației, care ar trebui să vină ca și bază pentru posibilitatea de a face equity crowdfunding în Moldova. Un lucru vreau să remarc, pe mine mă fascinează exemplul Fagora, pentru că eu cred că dacă tot vorbim despre dezvoltarea ecosistemului startup-urilor în Moldova, unul din punctele cele mai importante este role models. Deci sunt acele startup-uri care pot servi exemple de succes pentru alte startup-uri în Moldova. Și asta este Fagora și vă doresc mult succes la runda de finanțare. Și eu mă înscriu. Tu depinde viitorul nostru la toți ăștia care dezvoltă. Ok, nu e ca să exagerăm, dar sigur, eu sunt conștient de faptul că trebuie să fie cu succes runda. Și da, referitor la ceea ce eu sunt un pic, nu sunt de acord cu ceea ce spune Tudor despre acces la finanțare și resurse financiare eligibile în Moldova, doar că înțeleg și poziția lui, pentru că probabil tu vorbești despre mult bani, despre cecuri mari. În Moldova există bani. Eu sunt de părere că noi avem finanțare pentru întreprinderi
mai puțin pentru startup-uri. Mai... Noi de startup-uri vorbim, da, Olga. Da. Pentru deci business-uri tot... își duc la bancă și iau credit, n-au la probleme. La bancă, la programe de granturi, la alte finanțări alternative, chiar și persoane private care sunt gata să accepte investiții clasice, gen proiecte clasice, pe înțelesul tuturor. Startup-urile sunt mai puțin înțelese de lumea generală, de mass market, și da, e mai greu să găsești finanțare, doar că cecuri mici se găsesc. Vreau să zic aici că noi suntem acum în proces de dezvoltare a unui club Business Angels Moldova, care este acum format de 10 antreprenori care sunt gata să investească. Cecurile sunt diferite, de la 5.000 până la 25.000 de dolari per persoană, dar împreună ar putea fonda și un fond mai mare. Problema la noi la partea de finanțare sau la partea de finanțare din partea persoanelor private este faptul că se tem, că nu știu ce e asta, că nu sunt gata să riște. Că, pentru că investind ca și persoană privată într-un startup, înțelegi că riscul de faliment este destul de mare și trebuie să-ți asumi. Și această, în portofoliul tău de investiții, investițiile în startup ar trebui să nu fie mai mult de 10, maxim 20%. Restul să fie investiții mai sigure. La noi încă nu am ajuns la asta. Dar iarăși, eu revin, bani în Moldova sunt, doar că trebuie să știi cum să-i cauți, de-aia veniți la noi și noi vă ajutăm să căutăm. Banii în Moldova sunt, dar sunt proiecte în care să fie investiți. Da, asta e a doua întrebare dureroasă, dacă sunt deal-urile, acel deal flow destul de bun. Și da și nu, sunt, apar tot mai multe afaceri sau idei de afaceri, antreprenori inovativi, interesanți, că eu eram tare fericită să văd Kido pe locul 2 după Fagora ca și brand recunoscut de startup în care și noi am investit și am susținut împreună cu Mihai, dar sunt puține. Acum suntem în proces de lansare aplicațiilor pentru al treilea batch la XY Accelerator, în care acceptăm startup-urile pentru a fi finanțate și ajutate pentru dezvoltare. Și acum avem până la 70 de startup-uri, din care mare parte sunt, Olga, companii tradiționale. Olga, tu fugi de întrebare. Eu adineori îți spuneam, hai să facem o platformă de equity investment, noi vă dăm soluția, voi sunteți cei mai buni în zona asta. Uite, tu spuneai de 10 angel investor, 10. Noi am lansat inițiativa, știm, de 2 zile s-au adunat 160. 160 de angel investment. Nu, eu sunt absolut de acord, da, eu zic, da, facem public, facem equity investing în Moldova și încă mai am un guilt pe seama mea, eu am promis și vreau să investesc în Fagora, platforma aici și tot încă n-am ajuns să devin unul din investitori care să câștige pe peer-to-peer lending la Fagora. Fac și asta. Urmează acum, Andrei, spune-mi, te rog frumos, tu ca și fondator, ca și startup-er, ai ridicat vreo rundă de investiții? Nu. De ce? N-ai avut nevoie? Nu a fost posibil? Ar fi fost nevoie, banii niciodată nu încurcă. Marele nostru avantaj probabil care a fost e că în 2019, în ianuarie, am început să vindem. Și din 2019 tot vindem și vindem și vindem și în mare parte cheltuielile companiei le-am suportat din vânzări. Partea bună e că în tot acest timp am putut să redirecționăm resursele exact acolo unde avem nevoie, neavând backup-ul ăsta de câteva sute de mii în spate, atunci când știu așa cazuri, când startup-urile iau investiții și atunci angajează tot ce pot și cât pot, banii se termină foarte repede și atunci nu prea vezi rezultat. Noi la rândul nostru ne-am focusat foarte mult, foarte mult pe produs. Ceea ce am obținut la momentul este un produs foarte puternic, nu o spun eu, am vorbit cu foarte mulți oameni, facem foarte mult onboarding și cu dev și cu echipii de dev, au văzut instrumentul, au văzut ce poate să facă instrumentul și toți sunt uimiți. La etapa actuală, da, am luat investiții doar din motiv că suntem gata să scalăm. Produsul este gata, nu trebuie să luăm investiții ca să mai stăm un an, doi, ca să-l pregătim pentru piață. Produsul este gata să-l lansăm astăzi. Minunat, felicitări! Eu sunt foarte bucuroasă să vă spun că Andrei este rezident la noi la Artcor și la Artcor mai avem pe lângă echipa lui Andrei încă câteva 10 de echipe foarte bune și
Mă mândresc cu acest lucru. Voi ați făcut one minute pitch. Vreau să vă spun și eu, sunt directoare la Artcor. Artcor este centrul industriilor creative, centrul în care dezvoltăm microcomunități, comunități creative, centrul în care vrem să dezvoltăm startup-uri în domeniul creativ și sper să reușim cât de curând. Mihai, hai să vorbim un pic despre ecosistemul antreprenorial din Republica Moldova și despre ce nu ne ajunge. Am înțeles despre, pe parte de investiții, că lucrurile se mișcă și se mișcă în direcția bună. Un ecosistem totuși are mai multe componente. Are componenta de academie, da, care dezvoltă talentele, școala. Am văzut cât de important, au zis, au fost de acord și respondenții că educația antreprenorială din școală, din grădiniță este importantă, avem nevoie de infrastructură, acceleratoare, preacceleratoare, incubatoare, avem nevoie de networking, mentori, traineri și oameni care să dezvolte în continuare antreprenoriatul, avem nevoie de fonduri de investiții și investitori și neapărat trebuie să se implice corporațiile, care avem noi mai multe sau mai puține, și guvernul. Mai sunt, cu siguranță, mai sunt actorii despre care nu am menționat. Eu, tu ce părere ai? La ce etapă suntem pe partea de dezvoltare a ecosistemului? Mersi, Viorica. Deci, noi, eu vreau să mai, înainte de a discuta despre ecosisteme, vreau un pic să-l contrazic pe Tudor și spun că capitalul nu este cea mai mare problemă a startup-urilor. Studiile arată că, de fapt, product market fit este cea mai mare problemă. Și de aici o să dezvolt și mai departe ideea despre ce trebuie să facă ecosistemul. Ce înseamnă product market fit? Startup-urile construiesc ceva ce nimeni nu vrea să cumpere. Deci, produse de care nimeni nu are nevoie. Ce ține de capital? Este foarte important că capitalul este important, dar un startup trebuie să gândească că, de fapt, clienții lui trebuie să fie primii finanțatori. El trebuie să construiască un model profitabil din start sau cel puțin banii de la investitori trebuie să-l ajute pe el, cum spunea și Andrei, care, apropo, este unul din graduates la Founder Institute, care noi îl rulam la Dreamups. Este, banii sunt mai mult nevoie în diferite stages pentru diferite momente. Deci, de cel mai multe ori este nevoie de bani pentru a scala. La început nu este nevoie de foarte mulți bani. Și eu sunt de acord cu Olga, noi de fapt avem bani, sunt cel puțin la etapele incipiente a unui startup, sunt destul de multe resurse, noi nu avem startup-uri care au acel product market fit, care dezvoltă acel produs și au acea echipă potrivită ca practic să poată lua acel produs și să-l scaleze global. Și ține de investiții, eu vreau să spun că noi anul trecut am lansat un sindicat de investiții, se numește Mosaic, unde noi conectăm startup-urile cu angel investors sau mentori care vor să investească în startup-uri. Și un moment foarte important și cred că și aici e mare diferență între ce face Fagura sau crowdfunding investment și ce facem noi. Cum spuneam, bani sunt de fapt. Noi ce oferim este un concept care se numește smart money. De obicei, startup-urile nu neapărat caută bani, dar ei caută how. Ei nu știu cum să facă. Și noi, pe lângă programele care le dezvoltăm, acest sindicat de investiții o să ofere posibilitatea ca acei investitori care sunt investiți în startup-uri, de fapt, să oferă și un fel de guidelines sau niște advisori, niște suport pentru aceste startup-uri ca să le scoată din hotarele Republicii Moldova. Și de ce spun de asta? Ca să începem, noi avem nevoie de local capital. Nu o să vină venture capitalists din alte țări și o să investească în startup-urile din Republica Moldova. Noi trebuie să fim cei care deci, comunitatea noastră de antreprenori sau diaspora investesc în primul rând în startup-uri din Republica Moldova. După aia se vină cei care au o anumită predispunere pentru ce se întâmplă în Republica Moldova. Ei trebuie să facă join la angel investors sau investorii locali
și să ajute startup-urile să treacă mai departe. Este wishful thinking, credem că noi putem să creștem startup-urile în toate stage-urile. Noi în Republica Moldova avem șansa să ne poziționăm doar pe primele etape a unui startup. Noi nu putem să oferim nici resurse de capital atât de multe care are nevoie un startup în stagiile mai târzii ca el să crească, să scaleze. Și doi, noi nu avem nici resurse. Și aici o să tranzitez spre ce trebuie să facem noi pentru un la resurse mă refer la talent. De multe ori eu aud în debate-uri și în discuții ca și astea că noi trebuie să dezvoltăm centri de AI sau data, nu știu, machine learning and so on. Nu este, noi trebuie totuși să găsim ca țară și ca ecosistem, să găsim acele componente care noi suntem founder fit. Noi putem să-l creăm, noi nu putem să vrem să facem niște produse care noi nici nu avem talentul de a le face. Și eu de fapt cred că noi trebuie să încercăm, suntem acum ecosistemul la o etapă unde noi trebuie să împușcăm în toate direcțiile. Deci asta e ca strategie, împușcăm în toate direcțiile. Totuși, eu cred că noi trebuie să ne concentrăm pe anumite direcții unde noi deja avem mici succese și să capitalizăm pe acele succese. Și eu cred că industria creativă, apropo, este unul din domenii. Noi putem să generăm produse creative foarte, foarte bune în Republica Moldova, din experiența mea. Însă, mai puțin, putem să dezvoltăm produse care au o componentă tehnologică foarte avansată, cum este AI sau machine learning. Și credeți-mă, eu am încercat. Noi dacă avem oameni, și eu nu spun că nu avem, noi avem, dar e numeri pe degete. Dar ca noi, ca să construim un talent pool, noi avem de foarte mulți oameni. Deci, legat de ce trebuie noi să facem, în primul rând, trebuie să creăm aceste interacțiuni ca oamenii să... un fel de collider, da? Noi trebuie să ciocnim oamenii, founderii, ca ei să întâlnească. Creez aceste, sau noi să le oferim oportunitatea ca ecosistem, ca oamenii să întâlnească, să discute idei. Doi, noi trebuie să le oferim un soft landing. Pentru că de foarte multe ori ei nu o să reușească. Ei nu o să reușească, practic, de 95% după anul 5, toți nu o să reușească, doar 5% o să reușească. Deci, respectiv, cât de straniu asta n-ar fi, dar noi vrem ca founderii să întâlnească și să nu reușească. Pentru că să reușească doar 5. Noi nu putem să schimbăm statistica globală. Deci 5% reușesc, 95% nu. Însă noi putem să creștem numărul din cei care încearcă și respectiv să avem totuși din aceste 5% să nu fie 5 startup-uri, dar să fie 100 de startup-uri. Deci o chestie care noi trebuie să facem este să oferim posibilitatea ca tinerii să încerce și doi, să le oferim acel soft landing. Ce înseamnă soft landing? Deci încă eu cred că noi trebuie să mai lucrăm la mindset pe partea de eșec. Oamenii încă nu sunt gata să încerce ceva și să-și asume eșecul acela. Și vreau să spun că, de fapt, founderii când încep pe locul sau când încep startup-ul 2 după ce au un eșec, crește șansa ca să reușească cu 20%. Respectiv, noi trebuie să le asigurăm lor că ei cad prima dată, după aia să ajutăm să mai încerce încă o dată, pentru că șansa lor de succes, de fapt, crește cu semnificativ, cu 20%. Și aici, noi cred că sunt mai multe direcții. Una este, trebuie la nivel de mindset și de cultură, să lucrăm cu founderii noștri că este ok ca să ieșuiesc. Și partea a doua este ca să lucrăm și partea de asigurarea acestui minim. Și eu cred că aici trebuie să, inclusiv și guvernul să ne ajute sau finanțatorii externi, ca noi să asigurăm acel minim a startup-urilor sau a founder-urilor, ca ei pe timp de jumătate de an să nu se gândească cum să plătească chiria, ce să mănânce, ei se focusează și să încerce a face un startup. Deci asta ar fi, de fapt, un fel de, dacă vreți, un vis a ecosistemului, ca oamenii, chiar dacă el lucrează la o companie, el să-și ia jumătate de an sau un an liber ca să încerce o idee. Și el să fie asigurat că el poate să întoarcă înapoi în mediul în care se află și chiar dacă nu a reușit, toți de fapt să-l salute că el a încercat. El să fie, cum spune Taleb, noi trebuie să avem o zi antreprenorul cel care nu a reușit, pentru că el de fapt și-a asumat un risc extraordinar de mare. El a riscat, nu a reușit, dar informația că el nu a reușit, de fapt este o informație foarte
utilă pentru cei care iau mai departe acel domeniu și îl dezvoltă, pentru că ei deja știu cum nu trebuie să facă. Deci contribuția celor care eșuează este la fel de importantă. Deci cam astea sunt ideile mele pe ce trebuie să facem pe ecosistem. Încă o idee care o am este ține de densitate. Noi încercăm acum să facem programe de antreprenoriat în regiuni. Și eu cred că asta nu este cea mai bună strategie. Noi trebuie invers. Noi trebuie să aducem tinerii din regiuni care vor să dezvolte un startup, să-i concentrăm. Noi avem nevoie de densitate, noi avem nevoie de oameni care... Pentru că el este imaginație, el este în regiuni. El are o idee interesantă, nu spun, are poate și talent, dar el poate să crească doar atât, doar un pic. Dacă el nu se mută la un moment dat în capitală sau în altă parte, deci el o să șuieze, pur și simplu. Noi nu-l ajutăm cu nimic pe acel founder din regiune, dându-i toate accesul la toate materialele și plus investorul nu o să investească în el dacă o să fie în regiune. Mihai, îți mulțumim. Îți mulțumim. Uite, aveam aici o replică din studio de aici, Tudor. Nu aș spune neapărat o replică. Mihai spunea că, într-un fel, nu accesul la finanțare e cel mai important. Absolut, e firesc, nu accesul la finanțare e cel mai important. Ideea business-ului, echipa și așa mai departe. Însă dacă ne uităm la modul practic, da, la modul practic, în Republica Moldova, din perspectiva ecosistemului, ce elemente de ecosistem noi avem deja? Și dacă ne uităm, acceleratoare, know-how, cum să rezolvăm, deci sunt elemente de ecosistem care încă mai trebuie îmbunătățite, iar pe componenta de ecosistem de acces la finanțare, noi nu avem nimic. Eu asta zic, că noi nu avem, elementul ăsta e lipsă, practic. Și noi avem nevoie să dezvoltăm acest element, deoarece chiar dacă el nu este cel mai important, fără el nu face nimic. Și aici aș mai adăuga doar un detaliu, că înțeleg că suntem pe final, e că noi avem nevoie de exituri. Nu doar de finanțare din partea Angel și VC-uri, dar avem nevoie de exituri în piață, pentru că banii pe care îi obțin founderii din acești exituri se vor reîntoarce înapoi în anumite startup-uri. Spre exemplu, inclusiv prin experiența care am trecut noi cu Unimedia în 2014, noi am făcut un exit, după care banii ăștia s-au întors înapoi. Noi am dezvoltat o mulțime de alte proiecte. A fost centru cu agenție digitală, Sens Media, investiții în e-commerce, acum facem anumite investiții în Agora, Agora și tot așa mai departe. Deci banii s-au întors. Sau dacă ne uităm în Estonia, când s-a întâmplat exitul de la Skype, banii ei s-au întors și au făcut investiții în sute de startup-uri locale, care au făcut Estonia, de fapt, să aibă cele mai mari investiții pe cap de locuitor la nivel de startup din întreaga lume. Deci noi avem nevoie de aceste exituri de succes, pentru că ăsta va fi un exemplu foarte bun și motivație pentru founder să dezvolte startup-uri. Ceea ce înțeleg eu este că fiecare component al ecosistemului este foarte important și acum, cum fiecare dintre noi reprezintă o parte din acești actori, bineînțeles că vrem să spunem că ăsta este mai important, dar până la urmă toate sunt importante. Olga, spune-te. Eu, în principiu, vreau să adaug la ceea ce spunea Mihai, dar sunt absolut de acord și cu ceea ce spune Tudor, că exit ar fi, iarăși, încă un exemplu de succes pentru ceilalți să vadă ce se facă, dar și bani înapoi investiți în economie. O replică către Mihai, că eu n-aș fi de acord cu abordarea despre a fi în regiune, pentru că acolo este și un impact foarte mare social. Și cred că în cazul ăsta e bine să fie social în primul rând. Dar vreau să mai adaug la ceea ce a spus și Mihai. Cred că rolul nostru este să nu ținem startup-urile tare mult în Moldova. Piața este mare, piața este mică, limitată și din păcate în unele segmente prea overregulated. E bine să ieșim cât mai repede din Moldova, deci Moldova să fie o țară de testare. Știu că nu sună bine, știu că mulți spună de acum așa, că noi creăm joburi și trebuie să rămânem aici. Pentru binele startup-ului, pentru binele founderilor, cred că mai bine să iasă din Moldova cât mai repede și să scaleze în străinătate. Mulțumesc. Eu nu știu cum s-a întâmplat că ultimul panel are cel mai puțin timp la dispoziție, că eu mai am încă 100 de întrebări și cred că cu această ocazie o să ne mai întâlnim la alte evenimente și o să discutăm. Haideți să ne luăm câte 20 de secunde la fiecare ca să ne spunem un ultim gând despre viitorul startup-urilor sau poate aveți o doleanță, o dorință, o recomandare celor care se uită la noi și se gândesc că poate ar fi cazul să încep și eu să dezvolt un startup. 20 de secunde. Da, eu aș încuraja pe toți cei care pornesc o afacere sau un startup să vândă. În primul rând să vândă și să nu vândă local, fiindcă local,
cum a spus și Olga, nu este cea mai mare piață pe care să desfaci. Eu cred că orice startup trebuie construit pentru exterior, inclusiv pentru interior, dacă sunt customer fit. Moldova este un loc foarte bun pentru a crește echipa de producție, echipa care are grijă de produs. Avem developeri foarte talentați, avem designeri foarte talentați, avem practic din orice domeniu, marketing și așa mai departe. E adevărat că mulți pleacă, din păcate, foarte mulți specialiști pleacă. Cei care au rămas sunt, cum a spus și Mihai, pot să-i număr pe degete, dar eu cred că este posibil. Și cel mai mare avantaj în Moldova, cheltuielile și tot ce ține de salariu, oficii și așa mai departe, sunt mult mai mici. Mersi, Olga. Eu de mult spuneam, în jurul nostru totul se dezvoltă, și finanțarea, și startup-urile, și totul sună frumos în Moldova, parcă ne-am oprit. Noi nu putem trăi foarte mult în vacuum. Cândva, în sfârșit, Moldova se va porni și dezvoltarea startup-urilor la un nivel mult mai avansat. Sunt foarte încrezut în asta și în viitorul startup-urilor noștri. Ca și îndemn pentru cei care vor să se lanseze în lumea startup-urilor, este ajutor, sunt acceleratoare, instruiri, finanțare se găsește, există oameni, mentori care să vă ajute. Nu să vă fie teamă, cum a spus și Mihai, să failuiți, da? Să nu reușiți, pentru că, de fapt, asta este încă un training pentru voi, încă o învățare pentru un al doilea startup mult mai bun. Așa că mult succes! Mihai? Absolut. Într-adevăr, eu cred că este un panel care trebuie să dureze mai mult. Noi avem foarte multe de discutat. În general, mesajul meu este că oricine este un inovator și vreau să îndemn tinerii și oricine, oriunde nu te afli, în orice mediu, corporate, unde tu te afli, precis este ceva care trebuie de fixat. Eu vreau ca voi să fiți frustrați de lucrurile în jur și să încercați să vreți să le fixați și să înțelegeți că dacă le fixați pentru voi și în tematica acestei conferințe, fixați problemele voastre care voi le aveți, pentru că cu siguranță o să fie market și nu doar în Republica Moldova, dar în extern pentru acel serviciu sau produs care îl dezvoltați. Și visați mai mare. Eu cred că asta e o problemă în Republicii Moldova. Oamenii visează prea îngust, prea mic. Mulțumesc, Mihai. Tudor. Eu aș avea pe final un mesaj către startuperi și un mesaj către guvernare. Un mesaj către startuperi e că inițial trebuie să testezi, validezi ideea. Poate chiar nici n-ai nevoie de companie. Însă momentul în care înțeles că eu am nevoie de o persoană juridică, de o companie, din prima zi compania trebuie să o registreze în afara Republicii Moldova. După care poți să vii să o testezi aici pe loc, dar din start compania să fie psihotare și atunci asta te împinge în ceea ce spuneau colegii mei referitor la gândire regională, globală, ca să poți dezvolta proiectul. Și mesajul către guvernare, pentru că noi tot vorbim de inovație, vrem să dezvoltăm inovația. În Moldova nu se dezvoltă mare parte inovația și vreau să dau iată prin exemplu propriu, ca să nu vorbim la general. În momentul în care noi doream să lansăm Fagura, nouă ni s-a spus că așteptați să facem legislații, după care o să vă lansați. Deci din acel moment au trecut 5 guverne și încă legislații noi. Deci dacă așteptați să vă facă legislație, și cam așa de fapt se dezvoltă inovația în Moldova, noi mai degrabă creăm bariere decât ajutăm. Respectiv, mesajul meu către guvernare ar fi, uite, trec alegerile, vă așezați, gândiți, nu știu, o hotărâre de guvern, de parlament, un decret a președintelui, în care inovația să fie declarat ca o prioritate la nivel național și ca să nu rămână doar la nivel declarativ, trebuie să fie anexat un document, o foaie de parcurs, un task force cu 5-10 puncte maximum în care noi cu adevărat facem anumite lucruri să susținem inovația. La nivel de identificare la distanță, semnătură electronică, fond de investiții și alte lucruri absolut necesare pentru ca să poți testa o idee, să o poți finanța ușor, să o poți valida și să o duci pe piața internațională să o dezvolți. Și lucrul ăsta e simplu de făcut. Tudor, mulțumesc. Vreau și eu, am și eu un mesaj pentru cei de la guvernare, dacă tot s-a dus vorba. Deci, stimați, nu știu cum să zic, guvernanți, noi suntem un ecosistem, suntem oameni care știm și vrem să schimbăm lucrurile. Dacă ne spuneți, ne venim și ne așezăm împreună la masă și împreună facem aceste foi de parcurs și aceste hotărâri de guvern, pentru că noi chiar știm cum, noi ne-am ciocnit cu aceste probleme și noi vrem să schimbăm lucrurile și să le mișcăm înainte. Iar pentru cei care se gândesc să dezvolte startup-uri, am și eu un mesaj și sunt de acord cu colegii mei, Dream Big, deci visați mare, fail fast,
greșiți repede și ieftin și get out of the box. Deci ieșiți din cutie și nu le mai dați voie altora să vă impună ideile și gândurile lor, pentru că creativitatea este aici, de ea trebuie să beneficieze fiecare dintre noi. Eu vă mulțumesc frumos, felicit încă o dată echipa Rockit Moldova și ne vedem la ediția următoare.